Bună ziua! Astăzi despre comunicată de presă. De ce? Pentru că primesc cel puțin 10 pe zi. Cineva muncește la ele. Să vedem dacă sunt interesante sau nu. Eu de obicei le șterg. Am zis să le citesc cu dumneavoastră în direct, mai bine. Ia să vedem primul comunicat. Primul comunicat de la Press Revolution Festival. N-am auzit. Jason Derulo și Rosin Murphy completează line-up-ul impresionant de la Exit. Exit, pe bun există un festival care se cheamă Exit. Exit here. Și ieșirile de urgență, cum le marcați? Lumea o să creadă că e festivalul. Bucharest Technology Week. Asta apare o chestie mișto și legată de blogul meu. Primele tehnologii pe care le poți testa la cel mai mare festival tech din capitală, peste 15.000 de bucureșteni, vor avea ocazia să testeze în ultimul weekend din mai sute de gadgeturi inteligente, vehicule electrice, sisteme și device-uri inovative. Și avem câteva exemple. Mai mult de 40 de companii au confirmat deja prezența la eveniment Whatever. Automobile electrice. Modelul Renault Zoe. Frate, are autonomie de 400 de kilometri. Foarte tare. Mai are un pic și ajunge la Tesla. Asta chiar aș încerca să testez. Adică față de chestia de la Volkswagen care are autonomie 147 de km și de-abia ajungi la plăși cu și că trebuie să-l încarci, mi se pare o revoluție. După aia, transport electric urban, solo wheel. E roata aia giroscopică care te ține în echilibru electronic. E mișto ca tehnologie, este foarte tare ce au realizat. Mi se pare o chestie extrem de periculoasă și pe care nu o va folosi nimeni. Dar ea există și poate fi văzută. Soluții pentru case inteligente. Sistemul Wireless X Comfort. Pentru case inteligente, în fine, controlez prin telefon tot fel de chestii și probabil că cineva poate să, la un moment dat, să-ți ia controlul și să zică, închide-l la fereastra și pornește televizorul. Device-uri. La device-uri avem, bineînțeles, de la sponsor probabil, Xerox WorkCenter 6027. Permite imprimarea color la o calitate înaltă datorită tehnologiei avansate High q LED, de care dispune. Foarte tare, adică o imprimantă mai șmecheră. Asta putem vedea la Technology Week roboți. Arm One este cel mai accesibil braț robotic pentru birou. Hei, ce tare! Vreau și eu un birou, un birou, un uh, braț care să-mi ia de aici, uh, să-mi pune telefonul mai încolo, să-mi aducă așa orma, să-mi facă ceva foarte tare. Asta vreau și eu să îmi pun pe birou, să mă ajute cu lucruri, că așa e mes la mine la birou, să-mi găsească. Dacă ar putea să-mi găsească se de cardurile prin toate lucrurile pe care le-am prin, prin birou, e excelent. Înscrie-te gratuit la expoziție. Comunicat e-jobs. 3 din 5 angajați care vor avea liber de 1 mai vor petrece mini-vacanța din acest weekend acasă. Și eu speram să am București doar pentru mine, cu familia și prietenii sau în aer liber. Iar cei mai mulți dintre ei vor aloca un buget de sub 200 de lei de persoană pentru activitățile planificate, arată un studiu realizat de e-jobs. Comunicat de presățirea că auto deschide primul showroom, Land Rover și Jaguar aliniat la. Noile standarde. Care sunt noile standarde? Țirea că Odo deschide primul șor, un Jaguar Land Rover în România, aliniat la noile standarde de design și experiență de retail ale celor două mărci. Ah, deci la noile standarde, practic, și-au actualizat și ei serviciul cu, conform cum e afară. Alt comunicat de presă, România are patru echipe înscrise în campionatul mondial de robotică. Foarte tare. Asta cu, presupun că sunt niște copii care se înscriu acolo. Autovortex România, cu un palmares bogat de premii în competițiile naționale și internaționale de robotică, s-a calificat în semifinale la etapa din Houston a campionatului mondial de robotică, iar membrii acesteia vor participa în continuare la etapa din St. Louis, de ce se va desfășura în 26-29 aprilie. Infopres România a premiat competiția Future Makers organizată de Liberty Global. A român premiat la competiția Future Makers organizată de Liberty Global. Andrei Covaci a câștigat locul al doilea la categoria 10-13 ani în cadrul premiilor Future Makers organizate așa. Tânărul a creat un robot care monitoriza nivelul de CO2 dintr-o CO2 dintr-o sală de clasă și poate anunța profesorul dacă acestea foarte tare. De da? stă device-ul ăla într-un col, zice bip, 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 domn profesor, deschideți geamul că ne intoxicăm aici, murim aici de CO2. Ar fi foarte bun și pentru săl de conferință, ba mai mult ar fi foarte bun să fie automatizat tot. CO2 ridicat, pac, deschidem geamă automat. Ce mi-ar plăcea mie este să și văd implementat sistemul ăsta în școli. nu numai să lăudăm un copil. Bravo lui, extraordinar. L-a luat un senzor de CO2 și a făcut un sistem de avertizare. Foarte tare pentru el. Dar aș vrea să văd și implementat un astfel de sistem, dacă tot l-am premiat. Bun. Next. comunicat de presă. MNAR. Asta de la NAR eu tot am încercat să dau un subscribe, dar din păcate nu se poate, n-au nicio buton de a, -a -am subscribe. Muzeul Național de Artă al României, Ambasada Japonei și Japan Foundation vă invită miercuri 3 mai orele 18 la vernisajul expoziției de gravură Visul Pământului al Artist artiste a artistei japoneze Noriko Yanagisawa, prezentă la eveniment. Reprezentanta școlii de gravură japoneză, nu știu ce. Ce mă îngrijorează pe mine este, uitați cum arată afișul. Deci ăsta este cum ar veni cea mai bună opera care ar trebui să mă atragă să vin la eveniment. Și este un nene cu o gură deschisă așa, aha, care ține în brațe o oaie, apărându-și în același timp o parte de jos, o parte importantă a corpului de jos. Da? Asta e opera de artă care ar trebui să mă atragă. Pe bune, că nu, mă duc, nu vă duceți, pe bune, mi-e, mie, mie frică. Mie, mi-e frică de ce văd aici. Nu, să trecem la următorul. Hei, Ugi, aici! Hei, Ugi, hei, Ugi, aici! Hai la groapa cu furnici! Ah, e cu versuri? Comunica cu versuri. Tot cu navele spațiale, Ugi Related, sau mai bine zis, un soi de Siri fizic pentru copii. A, da, ăsta este un proiect foarte tare, despre care am citit și se va lansa zilele astea o campanie de crowdfunding, în ideea să-ți comanzi device-ul înainte și să culeagă bani și să le producă, da? E un roboțel care stă pe masă și care vorbește în engleză cu copiii tăi. Este foarte tare. Are conținut din ăsta verificat înainte de persoane responsabile, sper. Și uh, copilul poate întreba orice. Ce înălțime are vârful omul? Și asta îi spune. O mie cât o avea vârful omul, că nu mă pricep. Uh, și începe un fel de uh, dialog cu el. Mi se pare o chestie foarte, foarte foarte bună și foarte utilă. De-abia aștept să iau copiilor mei. Deci ăsta, Ugi, Ugi Bugi, cum îl cheamă? Hai și tu în drumul spre NASA. Vreau și eu. Vreau, eu vreau la NASA, nu chiar în drumul spre NASA. Vreau la NASA. Te invităm la unul dintre cele mai mari hackatloane marca NASA, Space Apps Challenge, o acțiune globală la care participă simultan peste 60 de țări. Adună mai mulți programatori și lasă o zi, două, să produc o aplicație. Dacă aplicația este extraordinară, probabil că o vă prelua o companie și o vă produce mai departe. Oricum, e bine că se organizează astfel de evenimente, este o metodă de a culege idei din piață și de a le implementa și de a premia anunți oameni care au o idee foarte bună. Băneasa Shopping City aniversează 9 ani de activitate și te invită să-i fii alături într-un cadru de poveste. Știm că apreciezi evenimentele la care ai ocazia să afli informații interesante. Nu le apreciez. Paranteză, nu le apreciez să afli informații interesante pentru a le transmite cititorilor tăi de aceea am organizat în exclusivitate pentru membrii presei și blogări, să facem separarea frumos ca să nu ne nu încurcăm, o întâlnire specială cu artiștii Cirque, Cirque, de Soleil. Am văzut la Las Vegas odată un spectacol făcut de ei, este absolut genial. Începând cu ora 20.30, în cadrul sesiune Q&A și Cocktail Stocks, cafeneaua Black Don Cafe, Braserie, etaj 2, Shopping City. Iar înainte de această întâlnire, nu știu ce. Te așteptăm să-i vizionăm împreună și să ciocnim un pahar în cinstea celor 9 ani. La mulți ani nu vin, pare rău. E ok. Da, cam asta este subiect, cam asta s-au fost subiectele de azi cu comunicatele de presă. Uh, am zis că cineva, cum ziceam și la început emisiunii, cineva muncește să le producă. Unele sunt fani, unele sunt mai aberante. Dacă vi s-a părut interesant, ca băia, ca vlogării așa, scrieți aici și dai un buton de subscribe. Că o să mai public și alte și o să vedeți pe canalul meu de YouTube și review-uri de gadgeturi și așa mai departe. Vă mulțumesc! La revedere!